Bună, dragilor, ce mai faceți? Bine ați venit la un nou clip. Eu sunt Oana și pentru voi am pregătit astăzi un unboxing al unui calendar advent de la Douglas sau Douglas. Calendar advent pe care, dacă ați văzut în clipul anterior, l-am primit ca și cadou la o persoană super faină, la o prietenă din online, încă o prietenă de acolo. Și da, sunt super curioasă de ce se află în interior. Este vorba de acest calendar. Da, știu, roșu în spate, roșu și el. Roșii și eu. Deci vedeți, la Douglas 24, 24 Exclusive Beauty Highlights de la diferite branduri. Produse în valoare de peste 360 de euro. Deci, și uitați cât de minunat arată. Deci, hai să ne uităm mai întâi la ambalaj. Deci, e ca o cutie de cadou. E imens. E superb, cu fundiță. Bun. Da, poate scrie aici ce o fi, dar chiar n-am tras cu ochiul. Da, haideți să începem și nu uitați să vă abonați. Desfacem. Da, mai deci absolut minunat. Wow. Doamne, deci fonturile astea, ce mișto făcute, aurii și ușor gravate așa în materialul ăsta care e mat. Cele slucioase. Vedeți aici cadouaș. Dacă banderolă. Așa cum se zic. Produleț. Așa că haideți să vedem. Bă, dar din frică să nu scap, că sunt doaie, săracul. Așa, haideți să vedem unde este numărul 1. Da. Ok, este aici. Haideți să-l desfacem. Adică să nu-l rup. Oh my god, oh my god. Deci de când îmi doream un produs din asta. Deci este de la Sol de Janeiro. Un body mist cu fistic și caramel sărat. Deci, oh my god, vă dați seama cum miroase. Ia uitați. Deci asta este la numărul 1. Brazilian Crush. Fai. Hai să vedem. Are 30 de mililitre. Mamă, ce delicios! Miroase desert. Cremul ceva. Vă dați seama. Caramel sărat și fistic. Doamne! Deci de când, v-am zis, repet, îmi doream de foarte mult timp un produs la Sol de Janeiro. Mamă! Superb! Deci e dulce, gurmand. Mamă, simt, nu știu dacă sunt ceva nuci pe acolo. Vai, Doamne. Da, e fisticul. Genial. Este aici. Ok, ia. De la... La fel, de la... Zoeva, cred că spunță, da, îmi cer scuze, Vans, lumina nu e chiar cea mai ok. Velvet Love, un lip liner. Deci, cam asta cred că este nuanța, un nude. Mamă, dar ce capac miștoare. Da, deci, așa este. Wow. Super, mai ales că în ultima vreme port mai mult nude-uri. Doamne, superb. Păi ce nuanță faină, e un roz, nu știu cum să zic, nude, wow, wow. Haideți să vedem la numărul 3, era cel mai mare dintre toate și eu îl căutam, deci numărul 3, nu rupt, două chestii, sunt așa două,
chestia. Deci, hyaluronic power eye patches. Deci, sunt niște patch-uri pentru ochișori. E pus așa sub ochișori. 1, 2, 3. La fel, nu am avut niciodată produse de la acest brand. Deci, wow. Cred că sunt de astea formă de steluț, așa. Haideți să vedem numărul 4. Aici. Ta-da! Tula Skin Care. Un face cleanser. Oh my god. Deci, wow. La fel, nu știu de această firmă, ca zic așa. Wow. Cu ocazia asta descoper și eu mai multe. Deci, wow. Da, are 30 de mililitri. Și abia aștept să-l încerc pe toate. Mă simt ca Rambo sau cine stătea cu parma aia pe umăr. Rambo, cred că da. Numărul 5. Deci. Să mă rup. Un tubuleț. By Anayake. Anayake. Nu știu cum se pronunță, la fel, nu-l cunosc. Deci, acum descoper și eu multe altele. Un Radiance Cream. High Defense Radiance Cream. Deci, wow. Tot pentru fățucă. 15 ml. Dar este sigilat. Wow. Wow. Haideți să vedem la numărul 6. Da, și nu-l găsesc. L-am găsit. Este aici. Un lac pentru unghii, o ojă. Vegan Nail Color. Da. Nu vreau să tălcesc numele. Mamă, dar ce roșu mișto. Roșu de-asta sexy, așa mai elegant. Nu știu. Wow. Doamne, abia aștept să o folosesc. Numărul 7. Este aici, mare. Este un tub mai mare. Mario Bădescu. Deci tot am auzit de acest nume. La fel n-am avut niciodată. L-am auzit lăudat. Facial spray with aloe. În fine. Deci este un spray pentru față. Cred că ceva hidratant. My God, da, trebuie să citesc mai bine. Are facial spray. Wow. Mamă. Vai, și miroase trandafiri. Cred că trandafiri sau bujor. Rose water. Apă de trandafiri. Mamă, tot am auzit că e super benefic această apă, cel puțin pentru ten. N-am reușit niciodată să o cumpăr. Deci am într-o listă pus apa de trandafir și n-am mai reușit să o iau. Deci, oh my god, superb. Să vedem numărul 8. Aici. Ta-da! Este un parfum. Abercrombie, cred că așa se pronunță, and Fitch. Away Tonight. 10 ml. Hai să vedem unde îl testăm. La fel, nu știu despre el nimic. Vai, dar ce bine miroase. E dulce, cred că și o leacă floral. Nu știu cu ce. Că scrie aici pe ușița asta. Dar simt și picant puțin, cred că are piper. Ia să vedem ce scrie. Unique blend of share. Pink pepper. Gen, nu știu ce la intimate și cașmir. Cashmere Woods. Lemn de cașmir. Da, e piperul ăsta care e picant. Mamă, dar ce mișto e. Parfumel. Parfumel în advent calendar. Ok, haideți să vedem. Numărul 9. Este aici.
Da, nu știu ce este. Soda, cred că așa se pronunță, nu știu, nu vreau să-l stâlcesc. Este o mascara. Big and Thick Lashes mascara, 9 ml. Să vedem. Mamă, ce recipient interesant. Yeah. Oh, 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 ce little e. Așa-i pensula. Wow. Dude, vai, abia aștept să-l încerc. Să vedem cum este. Ce vedeți aici? Haideți să vedem numărul 10 pe unde o fi. Of course, pe astea mai mari, pe astea nu le văd. Deci 10 e aici. Da, am încă un plic. Două. Oh. Star Skin. Deci sunt două. Oh, lip mask. Da, ar fi trebuit să-mi dau seama după aceste patch-uri de aici. Deci sunt măscuțe pentru buzici. Zici și aici cum să le folosești. Oh. Ideea e că eu am mai avut de pe la Baleia, sau nu mai știu de la ce. Ce ciudat e că nu poți vorbi. Deci, în momentul în care le pui pe buzi, trebuie să tai și să taci. Aici, ceva micuț. Este așa o cremă. Moisturize. Nu, Moisture Surge. Deci. Deci așa este. Eu de la clinic mai am câteva produse. Nu le-am testat. Nu le-am folosit așa în mare. Ca să-mi pot face o părere. Deocamdată am altele pe care le folosesc în acest moment și după ce le termin pe ele o să le iau și pe cele la clinic. Astea nu miros a nimic, deci wow! Da, deci super tare! Haideți să vedem. Asta a fost 11. Haideți să vedem numărul 12 aici. Hyaluron Booster All Skin Types. Ceva de skincare, dar nu știu, îl desfacem împreună și vedem despre ce este vorba. Deci are pompiță așa, tot ceva o cremă oare? E un booster, cred că are să combină cu crema de față, zic eu. Anyway, deci este un booster cu hyaluron. Deci, wow, Colibri Skincare. La fel, nu am auzit de acest brand, nu știu cum să zic. Oh my god, hai să vedem numărul 13. Un serum cu niacinamide. Nu vreau să strălcesc numele. Cu niacinamide nu știu dacă am avut vreodată ceva de skincare. Deci e cazul. Încep să folosesc. Oh my god. Să vedem la numărul 14. Aici. Peter Thomas Root. La fel, habar. Măi, deci, doamne, mă simt așa ca de parcă am ieșit din peșteră, că nu știu despre ce este vorba. Pumpkin Enzyme Mask. O mască cu enzimii din dovleac. Deci, așa arată. Are 14 ml. Se aplică o dată sau de două ori pe săptămână. Super tare! Wow! Deci, speechless. Hai să vedem numărul 15. Este aici. Nu știu ce este aici. E ca o gentuță MCM. Oare așa se pronunță? Nu știu să o cunosc, dar arată ca o poșetuță, ca un breloc. Handpicked ginger and spices, open. Da, nu știu ce ar trebui să fie. Ah! Am descoperit, trebuia să trag de asta. Oh, e un parfumel.
Mamă, o miniatură. Ia. Dacă ziceai că e spicy. Doamne, chiar că e spicy. Deci trebuie să aibă lavandă, note lemnoase și da, miroase masculin. Uite ce fain e. Deci eu nici nu știam ce este, înțeleg, am crezut că este un breloc. Doamne, cât e de superb. Ghimbir și spice. Spices. Doamne, e superb. Wow. Ok, 16. De la MAC. Powder Kiss Lipstick. Deci este un ruj. Oh my god. Păi ce bine arată, parcă e un bullet. La fel de la MAC, nu am nimic. Oh. Da, deci se potrivește super bine cu nuanța creionașului. Bine că în momentul în care are buze cu totul altfel. Deci, wow. Eu e mamă. Hai să vedem la numărul 17. Sunt fiole cu acid hialuronic. Dr. Baber. Nu știu dacă așa se pronunță. Wow. Sunt 7 fiole. Cred că pentru o săptămână. Wow. La fel n-am folosit în viața mea. Wow. Deci, da. Nu știu dacă vedeți ce scrie, cam ce... Vedeți, sunt aici fiole. Trebuie să puteți mai bine să văd cum să folosesc. Văd care e aici prescripție. Bonul ăsta. În fine. Ce tare. Are și căpăcel de asta de protecție. Deci cred că pentru mai multe zile. Habar n-am. Doamne, abia aștept să încep să le folosesc. 17. Hai, vedem la 18. Să-l căutăm. 18 să-l căutăm. Avem acum tubuleț. Theology. The Infusion Skin Care. Nu știu ce este. Este o cremă pentru față. Deci, wow. Suntem la 19. Aici. Acum tubuleț. Nu. Cred că așa se pronunță. Încă un serum pe care l-am. Skin Filter Serum. Fitoretinol. My God. Deci, da. La fel, habar n-am de această firmă. Bun, hai să vedem. 20. Ușor, ușor ne apropiem de final. Aici. Pa-pa. Harley St. London. Celestial Black Diamond Eye Mask. Deci, niște măscuțe pentru ochișori. Niște patches, patch-uri de-astea. Oh my god, da. Super tare. Vedem la 21. Da. Pacifica. Ceramide. Face lotion. Lipidish marshmallow. Oh my god. Bine, deocamdată nu simt nimic. Este o cremă de fățucă. Deci, slavă Domnului, am acum produse de skincare să-mi ajungă. Ok? Numărul 22. Ce drăguț! Este o pensulă pentru blush și bronzer. Vai, ce fain! Deci, cam așa este. Vai și ambalajul cât e de fain. Oh my god, vai! Vai, ce frumos e!
Deci așa arată. My God. Superb. Ce tare. Haideți să vedem 23. Tot la Zoeva. Nu știu ce. Santorini. Bronzing powder. Where the love. Scrie aici. Deci este o pudră bronzantă. Un bronzer. Dar mi-e frică să nu-l nuanța medium. Vai, dar ce mișto e și ambalajul. Așa mai de summer. De vară. Deci așa este. Și aici este produs. Păi ce ambalaj fain. Ia. Bine că acum nu se vede. Wow, e superb. Și ultimul, 24. Haideți să vedem aici. Ok. Ce asta? De la Ariana Grande. E o chestie așa, dar nu știu ce-i. Tot un parfumel de ăsta. Vai, ce fain miroase. Mamă. Dulce acvatic. Bombonicios, oh my God, hai să vedem ce -i. Vanilla, Ariana Grande's mod vanilla. Deci mod. Hai, mamă. Doamne. Doamne, deci mă uit aici că sunt o grămadă chestii superbe, super mișto. Un calendar cu de toate. Chestii, deci de majoritatea nici măcar nu am auzit. Vă dați seama că ador. Wow. Wow, wow. Deci da, mulțumesc, draga mea, încă o dată pentru acest cadou minunat. Și pentru că mi-ai oferit oportunitatea de a deschidem un calendar în acest an. Da, eu, probabil dacă mă urmăriți ceva timp, ați văzut că am deschis un singur advent în această perioadă, și anume acel de la Balea. În rest, n-am mai apucat să-mi iau altul. Și, da, deci, visam la unul din ăsta, că știam de ceva timp, dar nu știam ce produse sunt înăuntru. Oh my God, da. Da, dragilor, cam atât cu acest advent calendar de la Douglas, cum vreți să ziceți. Și da, dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să lăsați un like și ne vedem cu următoarele clipuri. Eu sunt Oana, v-am pupat!